Acesta este un proiect pe care îl coregizați alături de Iulian Chelvas. Este al doilea proiect la care lucrați împreună după Copiii Uraniului din 2009. Cum decurge colaborarea dintre voi? Vă separați sarcini, lucrați împreună? Da, decurge foarte bine. El e 14, nu știu de ce n-a ajuns acum, deci foarte bine decurge. De obicei. De obicei, da. Nu, decurge bine pentru că venim din oarecum din zone diferite. Eu sunt jurnalistă și încă mai scriu și mi-a plăcut foarte mult să scriu reportaj. Și așa m-am apropiat treptat de filmul documentar și eu aduc partea asta de comunicare, practic. Asta îmi place cel mai mult, că cunosc oameni și încerc să comunic cu ei, să mă prietenesc. Iulian, în schimb, este mai mult cineast decât mine și vine cu conceptul vizual, cu, nu știu, partea cinematografică a filmului. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că o colaborare mai bună nici nu se poate, pentru că eu n-aș vrea să intru foarte adânc în partea asta de formă. Deci mai mult în subiect. Spuneați că a fost foarte dificilă la început câștigarea încrederii personajelor filmului. Mai precis, care a fost partea cea mai grea și cum ați reușit să comunicați cu ei în primul rând și să ajungeți să-i convingeți să apară într-un film documentar în România și în Europa? Da, asta a fost prima problemă, bariera limbii, pentru că ei știu foarte puțin română, știu basic așa, nu știu, mulțumesc, bani și așa. Deci efectiv ce îi ajută în comerțul lor pe care îl fac. Și sunt alte sisteme de valori, este cu tot o altă civilizație, ceea ce nu mă așteptam totuși. Adică ei practic și aduc China cu ei și au propriul mod de negociere, propriul mod de a trata o problemă. Ei niciodată nu spun nu, de exemplu. Asta pe noi ne-a pus în imposibilitatea la un moment dat de a continua, pentru că eu nu știam dacă ei sunt de acord să filmeze cu noi sau nu. Nu spuneau nu, dar ne tot amânau. Asta a fost una dintre probleme, să zicem. Și iar când nu erau cei doi traducători pe care am avut cu noi, nu, n-aveam cum să ne înțelegem decât prin semne și la un mod ăsta de... Adică chiar, uite, câinele, ham-ham, mi-e foame, în fine, câinele nu era de mâncare, dar așa. Sau a fost la un moment dat o chestie de genul ăsta. Iar după aceea, dincolo de limbă, totul e de suprafață, toată comunicarea asta cu străinii, că noi suntem niște străini în continuare pentru ei și ei nu au o idee foarte clară ce vor face dacă rămân aici, dacă se întorc în China, e de suprafață, e o politețe, respectăm niște reguli și unii și alții, dar când era de propria lor intimitate, a fost aproape, dacă nu foarte greu, foarte imposibil să stăm cu ei, de exemplu, în casa unuia dintre ei, să stăm mai mult de o oră, două. Să ne arate mai mult decât ceea ce au vrut ei să arate. Cum ați ajuns să faceți film documentar împreună? De când faceți asta? De câțiva ani, cred. Ne-am cunoscut la aceeași facultate, cu aceeași grupă, probabil, și am încercat să facem ceva împreună. Ea vine din partea jurnalismului mai mult, se ocupă de scris, scenarii, concepte. Eu mai mult în partea de concept vizual. Știu că filmul nostru Copiii Uraniului, da, a câștigat aici la Astra cu 3 ani. 2008 sau 2009, nu mai știu nici eu. Cred că 2009. Cum e să ai un film aici la Astra, să câștigi, să vorbești despre filmul tău? Nu ne-am așteptat, pentru că filmul era, și se vedea asta, cu un buget foarte mic și nu s-a lucrat deloc pe el în partea de postproducție. Și se vedea, adică nu... Noi eram în montaj cu filmul în timpul preselecției și am trimis un rough cut, care nu era filmul final. Și a fost probabil într-un stand-by până în ultima clipă. Ne-am bucurat foarte mult că am putut să dăm un film. Oamenilor le-a plăcut ce au văzut. Așa. Și ce să zic altceva? Pentru mine, cu atât mai mult cât eu venisem înainte ca jurnalist. Și e foarte fain să fii ca jurnalist câțiva ani și după aia să fii și cu un film în competiție și să și câștigi. Adică e... Treci în cealaltă, de cealaltă parte a... Și a fost... Iar la mine cu filmul documentar, la mine chiar a plecat din jurnalism, deși am terminat regie de film, dar mi-e plăcea și îmi place în continuare să scriu reportaj. Și reportajele mele scrise sunt oarecum cinematografice și deformate de școală. Și a fost ușor să trec de la reportaj la asta, pentru că la un moment dat mi-am dat seama că, poate că, până la urmă, imaginea e mai puternică decât ceea ce scriam eu acolo. Și
emoționează mai mult și experiența asta am avut-o, am făcut niște reportaje TV pentru Dana Deac, pentru emisiune, și atunci mi-am dat seama că schimbau niște lucruri reportajele astea, adică articolele mele nu, dar avea un filmul, impact mai mare. Impactul era mai mare și... Și plus că îmi plăcea că, atunci am dat seama, că în spatele camerei poți să și râi, să plângi în același timp și să empatizezi cu oamenii. Mie asta îmi place la filmul documentar, comunicarea cu oamenii e singura chestie care mă atrage. Povestiți-mi un pic despre proiectul vostru prezent la Astra, Anul Dragonului. Cum e acest... cum s-a produs, cum l-ați făcut, de când lucrați la el, cum a ajuns să fie în forma asta? A început mai greu și a continuat la fel de greu. Prima oară a fost un mic buget de dezvoltare de la fundație, Fundația Soros. Și a câștigat un concurs Open Society Documentary, se numește, nu știu dacă mai există acum. Nu mai există. Era un topic, Migration Work, și am început să facem documentare, am luat niște personaje. Banii au fost puțini, în schimb, n-am putut să mergem foarte departe. Aveam filmate vreo 20 de ore, ceea ce e destul de puțin. Și foarte multe personaje pe care le-am găsit, nu eram sigur că le putem ține în proiect foarte mult, pentru că stau în România puțin, plecau în China, se mai întorceau peste 6 luni sau nu se mai întorceau deloc, niciodată nu știu exact. Și am avut așa vreo 20 de personaje cu care am început, dintre care cred că unul singur a mai rămas în film și era tot timpul așa o stare de nesiguranță. Am rămas fără bani o perioadă, am stat 2 ani de zile, așteptând să... Un an și jumătate, aproape 2 ani, să găsim finanțe, să continuăm, să încheiem proiectul, pentru că era și, proiectul care a câștigat concursul de la Soros deschis și nu era finalizat filmul. Am avut noroc că cei de la HBO au plăcut proiectul. Am mai stat puțin niște negocieri și așa mai departe și cred că în 2010 sau când a fost? Da. Da, s-a finanțat filmul, s-a terminat timp. Nu în 2010. 2012 am filmat. Anul Dragonului, The Year of the Dragon, a fost 2012. Da, da, da. Și am semnat, da, cam așa. Da, dar am folosit și ce am filmat în anii trecuți, care a devenit un fel de material de arhivă. Da, 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 da. Mesteca materialul. No, problema tehnică a fost că am filmat pe diferite camere de filmat și nu mai arăta la fel tot materialul. A trebuit stricat ce am filmat în ultimul an pentru HBO, ca să ajungă să avem o unitate măcar de imagine. Mie mi se pare chiar relevant că aveți material din 2009, adică cred că filmul documentar câștigă o consistență dacă e urmărit un subiect în timp și cred că vezi evenimente din 2009, asta arată o anumită preocupare față de subiect, de comunitatea respectivă, că ați căutat, normal și un mic noroc acolo. Da, ajută foarte mult asta, într-adevăr. Mai greu de urmărit coerent un personaj sau, mă rog, personaje. Bine, dar nu ne-am propus neapărat asta. Ne-am propus un fel de fresca a comunității până la urmă, mai multe paliere, ceea ce... Da, am încercat să prezentăm puțin comunitatea românilor, publicului român, din România, în primul rând. Cum au fost reacțiile Q&A, public, oameni care au venit la voi? Ce v-au spus despre film? Mi s-a părut ok, adică... Dar nu au fost foarte multe întrebări și au fost destule, câteva, dar mă rog, au întrebat cam ceea ce interesa și cei care cunosc comunitățile de chinezi știu că sunt numite gated communities pentru că ei se cam izolează, nu prea vor să interacționeze cu autohtonii și învață greu limba țării respective, nu vorbesc neapărat de România și în alte țări dacă se duc în Europa sau în lume. Nu au încredere, fac afaceri doar între ei, de asta există tot timp. Chinatown este un loc anume, de ce nu sunt și românii la fel, toată diaspora să fie izolată într-un fel de orășel, da, care să fie tot românesc. Nu se integrează în primul rând. Au alte reflexe sociale, au altă mentalitate. Nu e la fel ca balcanici sau latini care imediat intră după aia, comunică cu tine, se împetrenesc ușor cu tine și pun viața pe tavă și în fața camerei, dar și în fața ta sunt foarte, foarte greu să lucrezi cu ei.
totuși... Legat. Vreau să zic și eu ceva de legat de reacție, pentru că Iulian n-a fost la premiera de la TIFF și a mai fost o proiecție la festivalul Dilema Veche la Alba Iulia, unde au fost... Aici nu au fost reacții de genul ăsta. Toată lumea a văzut o paralelă între situația muncitorilor chinezi care au ajuns să lucreze în România, să suplinească forța de muncă, de fapt, plecată din România în Occident, și muncitorii români care lucrează în Spania, în Italia. Și au fost foarte multe discuții pe tema asta și mai ales la Alba Iulia, jurnalistice cum ar veni și tot felul de întrebări legate de cât trebuia să câștige aici, cine i-a adus... Pe partea investigativă a provocat niște discuții. Pentru că, până la urmă, comunitatea asta este absolut necunoscută românilor și din cauza faptului că se închid și din cauza faptului că ei sunt destul de... n-au prea fost prezenți nici în opinia publică, nici în... Cei mai mulți sunt în București, de exemplu, în Cluj, da. La Alba Iulia, sunt trei chinezi. Adică pentru ei, ca și cum ai spune, o poveste de pe lună. Corect. Și știu că mănânc la restaurantele lor. Da, cred că asta e... Unii sunt expuși. Asta e tot ce știu despre... Tot ce știu românii, probabil, despre chinezi, că sunt restaurante chinezești și este mâncare chinezească. Dar până la urmă, în filmul vostru se vede că situația e mult mai complicată. Sunt anumite firme, tot cu complexul dragonului care... practic e mafia locală care a profitat cumva de oamenii de afaceri chinezi, încearcă să-i spună tot felul de presiuni. Deci cred că merită investigat subiectul în continuare și voi ați deschis deja o zonă de dezbatere în sensul ăsta. Ar fi bine ca cineva să continue să, nu noi, să... pentru că nu, din punctul meu de vedere, eu m-aș opri aici, adică relația mea cu chinezii s-a încheiat, nu a fost o relație de mare prietenie, dar nicio relație. Pentru mine a fost o curiozitate cum trăiesc oamenii ăștia. Mi-am dat seama cum trăiesc, am văzut niște lucruri care n-apar în film și nu vor putea fi filmate niciodată. Și, deci sunt satisfăcută din punctul ăsta de vedere personal și n-aș mai prelua subiectul sau, nu știu, cred că nici Iulian. Poate doar să vedem ce face muncitorul nostru în China, care a fost... Asta ar fi interesant. Asta ar fi interesant, o continuare a filmului cu ce se întâmplă cu cei de aici în China și pentru ce lucrează ei, cum merg banii acasă, că majoritatea lucrează ca să trimită bani acasă, sunt în poziția asta de migrant care merge la lucru în străinătate. Da, 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 exact. Prin transfer bancar, în general, trimit. Te referi la muncitori. Da, întreabă și ce se întâmplă cu banii, Mihai. Ce se întâmplă? Adică știm că românii noștri care merg în Spania, Italia, vin și investesc masiv în casele lor. Își fac case de 10 camere. Acolo nu e chiar așa. Foarte mulți, din câte am înțeles, își susțin copiii, trimit la facultate, pentru că la ei școlarizarea e foarte scumpă, ceea ce e un lucru foarte bun. Adică și să termini liceul, ca părinte, ai nevoie de niște bani să susții copilul. Și toți au de fapt concepția asta care apare și în alte filme chinezești, că dacă faci școală o să fii mai bine decât... Adică o concepție sănătoasă, o să pleci de la țară și o să ajungi mai bine dacă ai o facultate. Mi-a plăcut foarte mult și acele mici momente sensibile în care un personaj voastră vorbea pe Skype cu iubita lui, presiunea care s-a pus aici după ca un alt personaj încerca să-l convingă că cea mai scurtă cale de a obține cetățenia e să lase tot în urmă, să-și găsească pe cineva. Păi cam așa e. Cineva, deci... Și asta a făcut el, celălalt personaj, da, exact, da, asta clar, a făcut. Da. El a avut o nevastă în China, asta e a doua nevastă și nu știu cum s-au despărțit în... Dacă s-au despărțit, exact. Da, și situația chinezilor e diferită, pentru că nu au drept la a depune actele pentru azil. Deci nu pot primi niciun fel de statut legal. Ba pot, dar după 5 ani de ședere legale și... Cei 5 ani nu pot sta aici, cum stau 5 ani aici. Nu au cum să stea, pentru că nu au drept de muncă în ăștia 5 ani și trebuie să muncească la negru. Sunt niște chestii probabil legate de legislație. Da, e foarte ciudat. Sistemul nostru, să știi că nu prea permite. Suntem destul de închiși, adică față de Franța, Marea Britanie, acolo e mult mai ușor să rămâi decât în România. România, paradoxal, dar e foarte complicat legislația și
Da, asta chiar se vede din film și te gândești un pic. Uite că pentru unii oameni România chiar devine o destinație interesantă. Mm-hmm. În timp ce noi vrem să plecăm înspre vest, cei dinspre est, Asia și alte părți vin la noi și cum suntem noi deschiși la problema asta, cum încercăm noi să integrăm. De fapt, e o problemă cu totul nouă pentru noi, nu avem politici de integrare, nu avem politici care să atragă oamenii care chiar vor să vină să muncească și să ajute România. Deci chiar mi se pare că filmul nostru deschide foarte multe direcții de discuție. Și sau de mai mult, chiar oameni care vin ca investitori, pentru că comerciați în Dragonul Roșu vin cu niște bani de acasă. Să fac afaceri aici. Bine, că aici sunt mai multe motive. Primul ar fi că Europa și asta interesează să fie în Europa. Al doilea ar fi că avem ieșire la mare, de exemplu, ceea ce e foarte bine pentru ei, pentru că dacă ei merg în Ungaria, Austria, trebuie să containere după aia încărcate în tiruri, așa îi costă mult mai puțin de la Constanța. Da, ziceam că al treilea motiv este că am avut un trecut cu oarecum comun, că am fost, ambele țări au fost comuniste și ei se așteaptă să găsească o realitate asemănătoare cu cea din China, dar nu o găsesc. Foarte ciudat era la un moment dat când erau unii care nu știau că a picat comunismul aici, adică credeau că e comunist în continuare și venise și întrebau, dar ce e aia proprietate privată? Nu înțelegeau cum de bunul lor nu este și al întregului popor, adică că poți să ai bunuri personale. Și ce înseamnă Astra Film Festival în tot peisajul ăsta culturilor românești până la urmă? Cel mai autentic festival de film din România și cel mai sincer și mai... Cam singurul motor care promovează filmul documentar și care adună niște oameni în acest film documentar. Pentru că... Și mi se pare că aici există un schimb de idei reale între oameni și se creează niște legături reale, spre deosebire de alte festivaluri de film, nu numai din România, unde totul e de suprafață. Hai să facem networking și de fapt ne prezentăm, ne piciuim, ne... Da, sunt niște interese, sunt, da, exact, întâlniri de pitching, de pre-sale, de... Și foarte multe sunt informale aici, sunt niște întâlniri reale și o comunicare reală. Și e un festival care nu imită, nu e un festival după rețete, un festival cu personalitate. Uite, tocmai Michael Stewart a zis că s-a inspirat de ea și a făcut Open London, da. Da, și un festival care s-a format în timp și a crescut singur, așa, într-o anumită formă a lui. Care e foarte frumos, e fain așa, arată foarte bine. În continuare există probleme financiare legate de festival și că Ministerul Culturii nu dă doi bani pe genul ăsta de acte de cultură care sunt cele reale. Și... Da, asta e trist, da. Eu mai am încă o întrebare în legătură cu producția HBO. Adică sunt puține locuri unde chiar poți obții finanțare să faci film documentar în România. Sunt cam două, CNC-ul și HBO, așa, cu bani mai mulți, dacă rest mai altă sursă de finanțare, nu prea mai văd. Cum e să lucrezi cu HBO? Nu avut nicio problemă, a fost foarte bine. Ok. N-au, în afară de faptul că sunt foarte strict pe deadline și normal că sunt totuși un film de televiziune, vor să-l difuzeze, vor să-l promoveze, n-au intervenit pe partea de artistică, adică n-am simțit nicio presiune de... pe conținut. Discuțiile au fost chiar lucrate, au fost creative și, da, și Hanga Castelnicova, care este șefa de la Central Europe pe documentar. Dacă faci un proiect cu HBO, de la început ți le asumi, știi că e o televiziune, știi că au niște așteptări comerciale oarecum și știi că nu faci un film independent și... Da, și nu poți să... Adică poți, dar trebuie să negociezi, să zicem, un plan secvență de un minut în care nu se întâmplă nimic. Right. Chiar dacă tu, pentru tine e esențial, îți dai seama că... Dar n-a fost cazul, adică n-am avut, nu ne-am gândit să avem un astfel de... Nu, și e un... Cum să spun, ceea ce e foarte bine este că e pe bune, adică oricine practic care poate să meargă cu un proiect la ei. Mi interesează subiectul și abordarea și cât de tare e povestea, nu e... Da, asta este esențială, pentru că oricine aplică va fi jurizat și onest. Onest, în funcție de proiect și după aia... Nu cum se întâmplă la CNC, unde nu e nimic onest. Nu știe, da. Adică oricine are o șansă, orice proiect are o șansă reală, ceea ce în România, nu știu unde se mai întâmplă așa ceva. Dar două, trei titluri așa care v-au plăcut și le considerați relevante pentru tot peisajul ăsta filmului documentar românesc.
Încep tu, Adina. Începe, dar s-ar putea să spun filme care îți plac și ție. Da, din păcate n-am apucat să vedem foarte mult, adică tot. Acum sunt filme și autori, nu mai mare decât am apucat să acopăr eu. E posibil să fie filme pe care nu le-am văzut și care poate mi-ar place foarte mult să le văd. Dar din ce, îmi contează, trebuie să fie noi neapărat. Toți anii din toți autorii. Îmi place foarte mult Andrei Ujică. Nu ai mai luat. Ca și content, eram convins, da, ți-am zis, da, zic eu. Și felul în care face și felul în care gândește conceptul, material, și mi se pare că, într-adevăr, ca să răspund și la doua întrebare în același timp, e nevoie de filme documentare de autor, cu un touch mai personal. Sunt filme care vezi două, trei cadre, nu știi, și știi, asta este filmul X sau lui Y, știi? Asta cred că lipsește. Și chiar și în partea de ficțiune, un documentar neapărat. Toți s-au înscris bine în trendul ăsta. Minimalist realism, cu filme făcute în, cu buget foarte mic și nu contează cum sunt filmate și așa mai departe. Sunt doar niște povești de viață foarte brute, frustre și... e nevoie de un autor care să vină, niște autori care să vină să spună altfel, într-un punct de vedere personal, să aibă un punct de vedere, un concept personal. Asta o să zici și tu la tu altceva. Da, o să spun tot așa, o să spun la modul general, pentru că și mie îmi place mult Ujică și în momentul ăsta n-am altceva în minte, alt titlu. Cred că publicul și oamenii în general aveau o perspectivă deformată asupra filmului documentar până în urmă cu câțiva ani și îl confundau cu reportajul de televiziune sau cu filmul de televiziune pe un format care e cu totul altceva. Nu spun că acestea nu sunt documentare și pot să fie subiecte foarte interesante, dar nu reprezintă un anumit segment a filmului de non-ficțiune, de fapt, asta înseamnă documentarul. Și poate că și publicul a fost influențat de programe gen Discovery, canale gen Discovery Channel sau canalele astea de documentare, care de fapt nu sunt documentare, sunt niște programe TV până la urmă. Ceea ce îmi place că se întâmplă în ultimii ani cu filmul documentar românesc este că se caută subiecte și subiectele sunt din ce în ce mai, mai generoase și mai, cum să spun, mai bine documentate, documentariștii de acum încearcă să intre în profunzimea subiectului, nu doar să arate o suprafață. Ca să amintesc filme care mi-au plăcut ambele filme a lui Dumitru Budrară, și Pe drum și Blestemul aricului. Și în general îmi plac filmele care tocmai observaționale, creative, care încearcă să spună mai mult decât fără voice-over, fără... Da, cam asta.